Înalt preasfințitul părinte Laurențiu, mitropolitul Ardealului, a binecuvântat astăzi așezământul sociomedical Sfinții Martiri Brâncoveni din Brașov. Clădirea a fost preluată în urmă cu 5 ani de parohia Barițiu și transformată într-un așezământ modern. Slujba de binecuvântare a fost precedată de oficierea Sfintei Liturghii Arhierești în Biserica Sfânta Treime a parohiei din centrul Brașovului. În cuvântul de învățătură, ierarhul le-a vorbit credincioșilor despre puterea smereniei și importanța rugăciunii pentru aproapele. Să ne ajute să fim zmeriți în fața lui Dumnezeu și în fața altora, celor care trebuie să fiți zmeriți. Și apoi să fim insistenți sau statornici în rugăciune. Dacă rugăciunea o facem numai așa, ocazional, dacă o facem numai atunci când avem nevoie de ceva, și așa cerem noi rugăciune, dă-mi, Doamne, dă-mi, Doamne. Dacă Dumnezeu nu îți dă exact când ai cerut, tu spui, Doamne, eu ți-am cerut și deja nu mai ai. Dacă doar ești bun, eu îți spun că ești bun, te recunosc că ești bun. Dar nu îți dă Dumnezeu pentru că fie că n-ai știut cum să ceri, fie că nu era necesar ce ai cerut tu. Și iarăși vă repet, credeți că Dumnezeu nu știe de ceea ce avem noi nevoie? Dar cel mai important lucru este, și învățăm de la femeia cananiancă, să te rogi pentru altul. Dacă tu ceri de la Dumnezeu pentru altul, nu rămâne Dumnezeu dator nici cu tine. Și îți dă ție ceea ce ai nevoie, pentru că tu ai cerut lui Dumnezeu ceea ce avea nevoie semenul tău. Fie că e fiul tău, aproapele tău, fie că este un aproape, în sensul acela duhovnicesc, acelui pe care l-a trimis Dumnezeu în fața ta, sau în viața ta, ca să poți să te mântuiești împreună cu el. La final, înalt preasfinția sa a oferit ordinul Sfântul Ierarh Andrei Șaguna, mitropolitul Transilvaniei, medicului Mircea Preda, care a donat un ecograf pentru așezământul sociomedical. De asemenea, Daniela Moșoiu, profesor universitar, a primit ordinul Anastasia Șaguna, iar medicilor care își vor desfășura activitatea în cadrul centrului le-au fost acordate acte de cinstire. Cu această ocazie, părintele paroh a vorbit despre lucrările de renovare și amenajare a așezământului. Avem și o mare bucurie de a vă spune că lucrările într-o clădire dată bisericii într-un stadiu avansat, foarte avansat, avem pozele, fotografiile, filmarea într-un stadiu foarte avansat de deteriorare, aproape ți era rușine să intri în acea clădire așa cum s-a primit după ce a rămas mult pustită până s-au făcut toate demersurile legale să poată fi preluată de parohie. Cu vreo 5 ani în urmă, în al preasfințitul părinte Mitropolit a dat binecuvântarea ca acea clădire să devină un așezământ social, un așezământ dedicat oamenilor. Au preluat acea clădire ca să fie adusă la standarde moderne și să avem la parterul acestei clădiri un așezământ pe care cu multă bunăvoință, înalt preasfințitul părinte mitropolit a venit, a lăsat orice altceva la o parte și iată a venit să sfințească acest centru sociomedical care cuprinde și cabinete medicale și o sală multifuncțională și de consiliere duhovnicească, psihologică, kinetoterapie, fizioterapie pentru persoane cu dizabilități, cabinetul medical principal, așa cum cere legea, poate să combine urologia cu ginecologia, dar sunt și alți medici, 8 medici deocamdată și-au arătat disponibilitatea de a oferi din timpul lor, din dragostea lor, ore gratuite de asistență medicală, de consultații. Un medic, nu-i spun încă numele, Dumnezeu să dea sănătate și celorlalți și dânsului, a donat un ecograf modern. Tot astăzi, în cimitirul din curtea lăcașului de cult, a fost oficiată o slujbă de pomenire pentru mitropolitul Dositei Filitii al Țării Românești.